Din ce parte a țării veniți și ce ați adus nou? Bună ziua! Noi venim din partea de vest a țării, mai exact din satul Rendești, la 3 km de oraș Lugoj, iar ceea ce aducem noi nou în fiecare an este o gamă largă de produse, de mobilier vechi. Avem și un stand mai nou cu mobilier nou, care este în stil vechi și vă așteptăm să le vizitați. Cu ce vă diferențiați dumneavoastră față de alte standuri cu alt fel de mobilier? Din ceea ce am putut observa anul acesta, de exemplu, ne diferențiem prin gama foarte largă de produse pe care o putem oferi. Ceea ce avem prezent în acest moment în stand este un 5% din totalitatea produselor pe care le avem disponibile. Este accesibilitatea noastră în fața clientului. Ne putem preta la absolut orice cerință și aici mă refer restaurare, retapizare, vopsirea mobilierului, absolut orice. Ce gamă de produse puneți la dispoziție cumpărătorilor? O gamă largă de produse, începând de la dormitoare, de la sufragerii, până la piese mărunte, care pot fi puse în casă de orice om. Că nu toată lumea are căști în stil care se potrivească aceste mobile, dar sunt piese mici de mobilier care se potrivesc oricui. Este de interes mobilierul de acest gen pentru români? Da. Să știți că românii caută un mobilier de calitate și avem foarte mulți clienți din foarte multe zone ale țării care vin expres la noi pentru mobilier și pentru restaurarea pe care noi o oferim. Povestiți-ne despre procesul de restaurare. Procesul de restaurare este făcut în baza cerințelor clientului. Aici mă refer, în primul rând, mobilei vechi se aplică de sigur un tratament anticarie, care este absolut necesar. După aceea se aplică soluții de genul Bites, Sherlock, specifice acestor mobile. Și noi avem soluții care sunt importate, sunt de o calitate foarte bună și colaborăm numai cu cei mai buni pe piață, deoarece și mobila trebuie să iasă într-un anumit stil. Avem și un atelier de restaurare și retapizări, deci putem și retapiza saloanele, de exemplu, și absolut ceea ce dorește clientul. Cât durează acest proces? Procesul depinde de la dimensiunea fiecărui obiect în parte și tratamentele aplicate. Acum, dacă tratamentul anticarie durează, de exemplu, el se prepară soluția, se păstrează puțin pentru a se acționa asupra pieselor de mobilier și după aceea se începe cu celelalte etape pentru finisarea produsului.